3, 2, 1 și... Bicicletele acestea nu sunt pentru tata agresiv la munte? Sau sunt? Nu sunt. O să vedem azi. Hai de capul meu. Let's go. Pe aici, da? Da. Pare. Doamnește. Gata? Da. Sper că ești bine. Ești bine? Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi vorbim despre bicicletele de buget, bicicletele de care mă întrebați tot timpul și le comparăm cu o bicicletă de firmă. Să vedem cât de diferite sunt. Bicicletele de buget, tot timpul mă întrebați de ele, toată lumea mă întreabă de ele și la fel și magazin. Când vin clienții, vreau și o bicicletă care să nu coste foarte mult. Hai să zicem 1500-2000 de lei. Însă bicicletele s-au scumpit în ultima perioadă, ca mai toate lucrurile. Îl invit prima oară pe unul dintre cei mai buni rider și Claudiu. El lucrează la magazin. Da. Tu ai un canal de YouTube, se numește? Ovixiba. Și tu te dai pe un? Pivot Phoenix TDH. Cât costă bicicleta asta? 8000 de euro. Sumor! Oh, 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 oh. Am pregătit bilețelele. Nu, asta e bonul de la McDonald's. Extrage de aici, Ovi, extrage tu foaia, te rog. Fără să te uiți. Ia să vedem. Ia să vedem ce am extras. Tu știu deja ce ai extras, Claudiu. Ai extras? Eu am extras a fi sportul. Ok. Primul pe listă este Claud. Eu am deja microfon. Ah. Am uitat. Afisport M5, cadru L pentru înălțimea mea, un cadru din aluminiu, o transmisie 2x9 Shimano Acera, okay. Foarte bună, niște cauciucuri originale de la VTB. Originale? Da. OG. OG. Nu sunt fake. Bicicleta pe care am ales-o eu este 2250 de lei, atât costă. Spun prețul de la început pentru că vorbim despre o bicicletă cu deore M6100, 2x10. Deci okay. Am o bicicletă de firmă, cadru aluminiu, mărimea L, pentru că așa. Așa. Frâne Tektro, respect. Bicicleta mea costă 2650 de lei. Să mai vină cu 140 de lei de la el. Noi am acoperit brandul bicicletei, okay. O să vă lăsăm pe voi să ghiciți brandul bicicletei, dar frânele Tektro clar nu m-au impresionat. Noi manșoane cu Locon. Regulile jocului sunt simple. Bicicleta trebuie să fie pe 29 de inci, toate sunt pe 29 de inci, trebuie să aibă frâne hidraulice, toate au frâne hidraulice. Exact. Și regula numărul 3 este să coste 2500 de lei. A lui Ovi bicicleta nu costă 2500 de lei, însă ale noastre sunt mult mai ieftine. Bicicleta lui este 1690, bicicleta mea este 2250. Ce am hotărât noi? Pentru ca toate bicicletele să coste 2500 de lei. Practic ne îmbunătățim bicicleta până ajunge la prețul de 2500 de lei. Deci eu am un buget de la 1700 până la 2500. Diferența o calculați voi. Iar pentru Ovi am pregătit două upgrade-uri super interesante. Asta este o cameră. E ok, mă descurc. Perfect. Deci știi unde trebuie să pui, da? O să folosesc, acolo ca să nu atingă lanțul, că iau cum face transmisia. Hai să vedem cum face lanțul ăsta. Eu mă duc să-mi iau niște anvelope tari de tot. Îmi iau niște Ruban Shield Wall. Eu vreau să-mi iau o pipă scurtă. Mă rog, o să share-uiesc cu tine pipa scurtă. Și ce mai trebuie să mai iau? Aș vrea să-mi iau niște pedale. Tu ți-ai luat pedale, platformă? Eu o să-mi iau pedale de pe bicicleta mea. Poți să trișezi. Nu trebuie să trișezi, trebuie să-ți imaginezi că era pedalele tale. Era pedalele mele. Două ore mai târziu, iată bicicleta, mă rog, asta este cea pe care o știți deja, nu avea rost să mai folosesc o altă bicicletă. Ce am ales eu? Avem așa, o pipă care costă vreo 35 de lei, 40 de lei, niște pedale care, și astea au fost vreo 40 de lei, 50 de lei, nimic complicat și cel mai mult am dat pe anvelopele astea care au adus bicicleta la un cost puțin peste 2500 de lei, vreo 2540 de lei. Mi-am pus alte pedale, pedale Azonic, avem și noi la vânzare în magazin, manșoane de la Reverse și anvelope cu Locon, anvelope Continental Mountain King și în față și în spate. Și ce e asta? Asta este o cameră pe care am prins-o cu șoricei. Ca să nu se atingă în cadru? Să nu mi atingă în cadru, să nu se audă chip-o style. Ia, să auzim cum se aude transmisia. Pune acolo microfonul. Ia. Nu se aude. Dacă ți imaginezi, nu se aude. Am făcut două upgrade-uri foarte importante. Avem aici o rățușcă. Da, sper să mă țină și frânele. Trebuie puțin rotate.
Începem ușor și anume cu prima provocare pe listă. Ai o bicicletă entry level sau, mă rog, de început, de buget și nu ai suport pe mașină pentru că, na, suportul de mașină e la fel de scump ca bicicleta. Așa că prima probă constă în faptul că trebuie să dăm jos roțile, în așa fel încât ne imaginăm că punem bicicleta în probagaj și mai apoi trebuie să punem repede roțile la loc și cine e primul câștigă nimic. Să-ți gata. 3, 2, 1 și... Vreau să o mișc cât mai repede. Toate bicicletele au quick release. Nu! Nu cred cât de în urmă sunt! Șarculețul. Nu mai găsesc axul. Lăcrigă! Lăcrigă! Practic am trișat, dar it's not a problem. Măcar să nu ies pe ultimul loc. Eu am pus roata și am fugit, dar roata nu era pusă bine, lanțul era căzut, adică nu sunt câștigătorul de drept. Am trișat. Deci practic am câștigat. Tu ai câștigat. Am câștigat. Bicicletele de buget în general sunt grele, au în jur de 15 kg, chiar dacă sunt din aluminiu, nu sunt din calorifer. Da, corect, exact. Așa. Iar ca să testăm greutatea bicicletei, trebuie să facem 3 sau 5 repetări, câte putem noi de fapt, câte putem, așa, pentru biceps, cariceps. Începem cu Claudiu. Pe la urmă face cu dreapta. Pe la urmă cu dreapta. M-am antrenat toată viața cu dreapta asta. 3. Bicepsul drept e mai mare decât cel stâng. Ia să vedem. Cât ai făcut? 6. 6. 6 cai. Bicicleta ta fără nume? Da, eu am un mic dezavantaj. Asta are greutate, da? 2. 3. 4. 5. 6. 7. Hai încă una. Hai încă una. Hai încă una. Hai încă una. Hai. M-a bătut Ovi, rândul tău. Hai să vedem dacă faci mai multe decât toți 3. Hai cu stânga. 9. Hai cu 10. Gata. Ca aia la sală care aruncă greutate. E răbist. Ușor că bubă-i geaca. Am terminat proba a doua, acum trecem la a treia, care constă în compararea bicicletelor. La proba a treia o să comparăm bicicleta de brand cu bicicletele non-brand, care în teorie bicicleta de brand ar trebui să aibă un cadru mai bun și componente mai bune, dar nu este întotdeauna așa. Suntem la Zuga cu un peisaj superb. Atunci când ai o bicicletă de buget, cu siguranță primul lucru pe care eu l-aș schimba la o bicicletă, partea de contact cu solul, și anume anvelopele. Tu nu ai avut bani să le schimbi. Da. Testăm și transmisiile. Eu sunt cel mai avantajat pentru că am 2x10. Da. Tu ești mai puțin avantajat, iar Ovi este cel mai puțin avantajat. Da, eu am un Shimano... Shimano Turny. 3, 2, 1, dă-i. Uite-te la Ovi, e super mega competitiv. Și ne face. Mamă, ce simt cauciucul ăsta, nu-mi cred. Deci e gheață și zăpadă. Alunecă ceva. Deci nu cred, s-a dus ca un plug. Am ajuns. A venit și el după 30 de minute lucrătoare pe ceas. Proba noastră n-a demonstrat nimic. Asta e clar. Indiferent de bicicletă, rider e cel mai important. Da, până acum bicicleta mea a câștigat. Cea mai slabă transmisie a câștigat concursul. Bicicletele acestea nu sunt pentru data agresiv la munte? Sau sunt? Nu sunt. O să vedem azi. Hai de capul meu. Ma! E super manevrabilă bicicleta. Singurul lucru care nu-mi place sunt pedalele. Da, na, asta ar fi primul lucru pe care l-a schimbat la bicicleta asta. Anvelopele astea sunt incredibile pe zăpadă. Până la intrarea în pădure, da, facem schimb, da? Poarfecă, hârtie și piatră. Între cine și cine? Toată lumea. Hai, 3, 3 2, 2, 1 și... Eu merg bicicleta, a fi spus. Hai, noi doi. 3, 2, 1 și... Mamă, ce vânt bate! Mă ia vântul! Furca nu mai lucrează deloc, a înghețat complet. E îngrozitoare transmisia. Face zgomote, ca naiba. Iar frânele nu țin.
Deci, până acum totul este îngrozitor. Dar trebuie să recunosc că bicicleta arată foarte bine. Îți plac pedalele mele. Pedalele tale sunt și frânele sunt la fel de... Da, și îmi place mult mai mult surca ta cum se simte. Da, de acord cu tine. A ta nu lucrează deloc. Și bicicleta asta este cu aproape 1000 de lei mai scumpă decât varianta entry level a adevărului Riddle, care începe de la 1450 de lei. Nu e o bicicletă rea, adică nu vreau să fac hate la bicicleta asta, da, dar nu. Hai să le dăm la vale. Să nu tragem concluzii pripite. Bicicleta de brand are o geometrie mult mai agresivă, deci se simte instant, dar echiparea nu e ce trebuie. E departe de ce-mi doream eu. Stai pe două. Ovi, care se dă în Cupa Națională de DH, pentru el chestia asta este o plimbare în parc. Pentru Claudiu va fi interesant că el este la început de tot de tot. El a fost doar de vreo două ori la munte. Hopa, hopa, scurtătura! Oh. N-a lunecat așa rău. Nu, e ok. Mi-a căzut lanțul. Okay. Opa. În față. Pe aici. Ce e pe aici, bă? E super ok, mă nebunule. Uite pe acolo. Da, du-te tu pe acolo. Printre aia doi copaci. Hai că ți-arăt eu intrarea. Du-te, du-te. Mă duc pe aici, pe traseu. Let's go. Pe aici, da? Da. Pare. Doamne, asta. Gata? Da. Hai, da. Oh. Ok. Am greu să prezi, dar merge. De capul meu. Ce e aici? Este super ultra giga abrupt. Off camber-ul e ce trebuie. Din fericire am supraviețuit. Un pic de pământ. Sunt impresionat. Forță. Forță. Băieții mei se duc. Hai și eu. Mai cătinel așa. Mai cătinel mă duc dracu. Iar mi-a căzut lanțul. Deci lanțul ăsta m-a terorizat pe viață. Și nu vrea să se pună la loc, așa că o să-i dau fără lanț. Ho, ho! M-a răsit de full speed. Cine azi că nu poți să dai tare cu hardtail? Bine, dacă aș avea pedale, ar fi mult mai bine, că uitați-mă în picior. O să ies în exterior, nu mai simplu pe aici, pe traseul de concurs. Fix ce trebuie. Da, mă, enervează mult furca asta. Și transmisia face extrem de urât. Freeride, enduro. Nu te bagi în fața mea. S-a băgat în față. Ta! Vedea pe jos, mai pe sus. L-am prins pe Claudia. Mulțumesc. Degeaba te duci pe acolo că n-ai unde să o iei. Am greșit. Deja sunt cu ATV-ul, nici nu mai sunt cu bicicleta. Eu mă duc tot în continuare. Să încercăm și aici online. Hați, scurtătură. Lasă frâna! Cât de tare! Pe unde te dai? Pe aici? Da, pe acolo mă dau, da. Hai! Sper că ești bine! Da. Ești bine? Da!
Nu te mișca, stai jos. Mamă, dar ce-mi plac mașinile astea, nu știu ce să-mi dau. Parcă mi-aș lua și eu, sincer. Ce mașinile astea? Da. Mamă, cum am dus. Hai pe filmare? Da. Haide pe mare. Pentru prima oară pe ziua de azi, stație Cătălin, Claudiu. Faptul bine că am avut și casca. Deci, protecții. Unde protecții la cot. La am coate. M-a protejat la cot și la genunchi. Cu oxelo. A dat și cu capăt. Oxelo de Catlon. Yo. Oxelo saves life. Oxelo sponsor me. Insane. S-a comportat foarte bine pe rădăcini și pe pietre. Furca a lucrat bine. Frânele nu prea au ținut, cei drept nici nu erau rodate. Dar cadrul fiind mărime L și 495 de mm, nu știu care este riciul lui, dar mi s-a părut un pic cam mare. Dezavantajele bicicletei ar fi frânele, care în cazul ăsta poate nu sunt dezavantajele, sunt MT401. Sunt bune, dar nefiind rodate nu au ținut cum trebuie. Ce mi s-a mai părut, prinderea șei aici cu piulițe de 13, mi se pare, total aiurea. Mi-a mai căzut lanțul odată când râdeam de Ovi că i-a căzut lanțul la bicicleta lui Premium și eu râdeam de el că i-a căzut lanțul și la bicicleta mea era căzut lanțul și eu nu știam. Upgrade-urile clar au meritat. O să încep cu lucrurile care mi-au plăcut. În primul rând avem cauciucurile. Surprinzător au fost chiar ok, au ținut destul de bine, mai ales că erau și frunze și zăpadă. Încă un lucru care mi-a plăcut a fost geometria cadrului. Nu e nici foarte înaltă ca Afi Sportul din spatele meu. Nu e nici grea și e destul de o jucăușă. Dar ceea ce nu mi-a plăcut în primul rând este transmisia, face foarte urât, avem un Shimano Turny, schimb ok, dar că face mult zgomot. Încă un lucru care nu mi-a plăcut este furca, avem un SR Santur XCE28, da, face destul de urât pentru o furcă nouă, pedalele, deci aceste pedale cred că sunt pentru trotinetă, altceva nu știu de ce ar fi. Frânele, nu știu ce să zic de frâne, nici ele nu prea au ținut, dar având în vedere că nu au fost rodate, cum a zis și Cătălin. Ovi, ai dat 2600 de lei pe pereche de anvelope bune. Da, ceva de genul. Bicicleta, părți pozitive și părți bune, păi furca a lucrat super bine, de ore M6100, brațele de ore, nu mi-a căzut lanțul deloc și nici nu se aude, super silențios totul. Ghidonul lat, pipă scurtă, care i-am făcut upgrade, nu am ce să-i reproșez bicicletei, anvelopele au ținut strună chiar și pe off-camber unde m-am dat cu Ovi. Pedalele, clar, trebuiau niște pini de metal, asta e unul dintre dezavantajele pedalelor, dar pedalele stock sunt îngrozitoare. De fapt, cam ce am schimbat la bicicletă, cam asta ai schimba în momentul în care mi-aș cumpăra bicicleta aceasta. La 2200 de lei poți să-i pui două anvelope bune, o pipă scurtă și niște pedale cum trebuie. Șaua este ok. Așa. Este un brand, apropo, în spatele acestei biciclete, care mie îmi place foarte mult. Adică să nu vă gândiți că am discreditat bicicleta aceasta. Asta a fost un test, că se poate, de concludent și de... Deloc chiar. N-a fost deloc. Cumpărați bicicleta cu sufletul, dar și cu banii și nu uitați că important este să ieșiți în natură. Eu zic exact. Să vă luați de vreun zerga, cea Eu mai bună bicicletă. Eu zic să vă luați ce doriți voi. Eu zic să vă luați bicicletă de firmă, pivot. Sau nu de firmă. Să vă luați de firmă, pivot. Apropo, dați subscribe la canalul lui Ovi, îl găsiți în descriere, the best of the best. Linkurile pentru biciclete nu le-am lăsat, le căutați voi. Căutați pe Google, mai puțin bicicleta de firmă. Asta este, vă mulțumesc că vă uitați la mine, aveți grijă de voi, salutare, pa, pa! Pa, pa! Pa, pa. Și-a uitat montura de camera acasă, așa că a făcut această contrapție. Din două leviere, da? Și niște șoricei. Un petec ca să nu plece levierele. Da, am uitat prinderea cu magnet, așa că m-am băgat puțin la creație. Merit o diplomă, ceva, o medalie. La vârsta ta trebuie să fii acasă să te joci Call of Duty. Da. Nu să stai. Mă joc Minecraft modat.